Bună, dragii mei, eu sunt Beatrice, bine ați venit pe canalul meu. Astăzi vom pregăti o pâine cu un aspect ceva mai diferit, dar și un gust impecabil. Este vorba despre pâinea tigru, care își datorează titlul datorită crustei sale cu o structură foarte interesantă. Haideți să începem! Pentru aluat vom activa mai întâi drojdia. Într-un bol turnăm lapte călduț, apă călduță, zahăr și drojdia uscată. Puteți, bineînțeles, folosi și drojdie proaspătă, caz în care vă sugerez să triplați cantitatea. Amestecăm totul bine și lăsăm bolul neatins timp de 5-10 minute, până drojdia devine spumoasă. Între timp, cernem făina. Eu am folosit făină de pâine cu conținut mai înalt de proteine, dar dacă nu o aveți la îndemână, și cea obișnuită este potrivită. Adăugăm sarea și o amestecăm în făină, astfel că atunci când vom adăuga drojdia să nu intre în contact direct cu ea. Drojdia s-a activat, iar acum o adăugăm la bolul cu făină și turnăm untul topit, care nu trebuie să fie fierbinte. Pentru a frământa aluatul, eu am ales să folosesc mixerul planetar cuplat cu cârligul pentru aluat, dar îl puteți, bineînțeles, frământa și manual. Pornim mixerul la o viteză scăzută și lăsăm să frământe timp de aproximativ 10 minute sau până când aluatul nu se mai lipește de pereții bolului. Obținem un aluat foarte moale, dar și flexibil. Ungem bolul cu puțin ulei vegetal, punem aluatul și ungem și suprafața lui. După care îl acoperim cu o folie alimentară și îl lăsăm la dospit într-un loc căldus și lipsit de curenți de aer timp de o oră. Între timp vom pregăti o pastă care de fapt reprezintă secretul crustei ce caracterizează atât de mult această pâine. Într-un mic bol adăugăm apă semi-călduță, drojdie uscată, zahăr și amestecăm puțin. După care adăugăm uleiul vegetal, sarea și făina de orez. Făina de orez este ingredientul de bază acestei paste și anume ea oferă crustei acea structură frumoasă. Eu am procurat făina în stare gata, dar ea poate fi pregătită foarte ușor și acasă. Tot ce trebuie să faceți este să vă asigurați că orezul este foarte bine uscat, după care să-l măcinați într-un blender, procesor de mâncare sau o mașină de măcinat cafea. O strecurați printr-o sită și gata, aveți făină de orez. Amestecăm totul bine până obținem consistența unei paste. După care acoperim bolul cu o folie alimentară și la fel ca și aluatul, această pastă trebuie să se odihnească timp de o oră. După o oră, presărăm o cantitate generoasă de făină pe blatul de lucru și răsturnăm aluatul din bol. Presăm aluatul cu mâinile formând o formă pătrată, după care îl vom împături ca în felul următor. Latura din dreapta sau stânga o aducem până la centru, iar pe cea opusă o suprapunem deasupra. Apoi, latura de sus o aducem iarăși spre centru și pe cea de jos o suprapunem deasupra. Presăm din nou aluatul și repetăm exact la fel încă o dată. Orice colțișor care rămâne la iveală, îl trageți atent și îl aduceți spre centru până obțineți o formă rotundă. Întoarcem pâinea cu partea netedă în sus și o punem pe o hârtie de copt. După
după care o punem împreună cu hârtia de copt într-o cratiță de fontă. Această cratiță oferă rezultate excelente atunci când coacem pâine. Am mai utilizat-o și în rețeta de pâine fără frământare, pe care la fel o puteți găsi aici la canal, însă dacă nu aveți una la mână, atunci puteți folosi orice altă cratiță potrivită pentru cuptor. Acoperim cratița cu o folie alimentară și lăsăm aluatul să se odihnească timp de 30 de minute. După 30 de minute, ungem întreaga suprafață a pâinii cu pasta pregătită anterior din făina de orez. Punem capacul și mare atenție! Pâinea o dăm la cuptor, însă de data asta nu trebuie să fie preîncălzit. O puneți în cuptorul rece și dați temperatura la 245 de grade. Coaceți pâine pentru 45-50 de minute cu capac și apoi încă 5 minute fără capac. Pâinea este gata, uitați-vă ce crustă minunată am obținut, are un aspect impecabil. Lăsăm pâinea să se răcească timp de câteva ore. Iată cum arată în interior, este extrem de moale, crusta este crocantă, iar mirosul de pâine este absolut divin. Lista la toate ingredientele folosite în această rețetă o veți găsi în descrierea acestui video. Iar eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine și vă invit cu drag să urmăriți și următoarea rețetă. Poftă bună! Pa, pa!